Este anchetă la un colegiu din Brașov, unde elevii spun că un profesor le-ar fi făcut avansuri și s-ar fi comportat nepotrivit. Câțiva au făcut publice o serie de convorbiri pe care le-ar fi purtat cu profesorul pentru a dovedi atitudinea lui. Dascălul a refuzat să comenteze acuzațiile, iar conducerea școlii susține că n-a știut nimic până acum. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Inspectoratul școlar Brașov a declanșat o anchetă disciplinară, iar directorul colegiului a anunțat poliția despre acest caz. Elevii s-au plâns că profesorul nu se comportă adecvat cu ei. Eram odată în fața clasei, ne-a arătat mie și unui coleg o poză cu el în chiloți. Se pare inadecvat pentru un profesor cu elevii săi. Profesorul postează des pe rețelele sociale fotografii și filmări. Una dintre ele e la o sală de sport unde i-ar fi recomandat și unui elev să meargă ca să-și crească performanțele. În timp ce eram cu el la oră, el era la catedră și el în banc scria aceste mesaje. Se uita la mine foarte, foarte insistent ca să vadă ce răspund. Îmi bătea propun că dacă se întâmplă ceva interesant la mine în oraș, vine și el. Odată mi-a propus să ne vedem. Profesorul a refuzat să comenteze public acuzațiile. Directoarea colegiului spune că abia acum a aflat ce spun tinerii și cere poliției să ancheteze cazul. La noi, la școală, n-a venit nimeni până în acest moment să ne spună că se simte hărțuit. Vom sesiza poliția, dar acum nu știu, nu suntem noi abilitați să spunem dacă este sau nu adevărat ce s-a întâmplat. Dacă într-adevăr acele dialoguri se vor dovedi a fi chiar unele reale, evident că se vor lua măsuri drastice împotriva acestui cadru didactic. Deocamdată, poliția nu a confirmat că ar fi demarat cercetări în acest caz.